despre mașina de ridicat pe care știți că nu mai avem obiectiv de aplicare, pentru că așa s-a hotărât la nivel central și noi putem interveni în zonele în care nu există semne indicatoare cu blocatul roșu, dar care putem interveni doar cu... Am început deja această... Vă rog frumos să ne dați un răspuns clar. Am să rog pe cei de la DTI să-mi dau răspunsul. Bun. Să ne-l dau. O a doua problemă legată de direcția investiției. Sunt asistate, am observat și gradul lor de realizare fizic și aici aș vrea să atrag atenția, așa cum am atras atenția încă din luna iulie-august anul trecut, pentru că tot se aduce acuze că cei din opoziție din PNL nu am făcut nimic și nu am atras semnale de alarmă pentru a nu se ajunge în această situație dezastroasă în care ne aflăm. Să dau o mână de ajutor domnului viceprimar cu atribuții de primar pentru a urgenta finalizarea acestor lucrări până la termenul care mi s-a prezentat până în iunie 2016 pentru a nu avea o incapacitate de plată la acea dată și de aceea am fost de acord și cu această situație de contractare a unui împrumut. Din punctul meu de vedere, deci rog cu toată responsabilitatea executivul primării cât și managerii de proiect să se ocupe rapid de contractarea acestui credit și de urmărirea acestor lucrări să se termine în timp util. Mulțumim, domnul consilier. Deci s-au epuizat toți cei care s-au înscris.